În vara acestui an, contractul municipalității, încheiat prin Direcția de Servicii Publice, Sport și Agrement privind serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân, expiră. În atare condiții, se pregătește scoaterea la licitație a acestui serviciu pentru a nu se ajunge în situația în care orașul să fie iar împânzit de maidanezi. În ședința de Consiliu Local de joi s-a pus în dezbatere proiectul, iar viceprimarul Cosmin Andrei a venit cu un amendament care a cam agitat apele. Aș dori să completez articolul 16, alineatul 1, care va avea următorul cuprins. Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Botoșani poate încheia protocoale de colaborare cu unitățile administrative teritoriale învecinate, virgulă, din zona metropolitană, aceasta fiind completarea, cu aprobarea Consiliului Local al municipiului Botoșani, în vederea adăpostirii câinilor fără stăpân. Directorul DSPSA nu s-ar împotrivi adăpostirii maidanezilor în padocul botoșenean. Acesta susține doar că trebuie respectate măsurile legale, iar primăriile să plătească găzduirea. Municipiul Botoșani, prin domnul Radu Marian, dă un răspuns care spune că vecinii și Bruxelles, vecinii râu, Ramu și planeta, nu știu care e noi, tot vecinii sunt cu noi, tocmai ca să-și ajute niște prieteni. Din dorința de afirmare, în prag de campanie electorală, aleșii au continuat să aibă interpelări mai mult sau mai puțin interesante. Vecinătate restrânsă și există vecinătate extinsă. Deci, cu alte cuvinte, toate OAT-urile din zona metropolitană pot fi considerate vecini ale municipiului Botoșani. Nimeni nu s-a referit la un OAT de pe malul Prutului, din Basarabia sau de la Bruxelles. Asta este și scopul prin însăși definiția zonei metropolitane. Asta este și scopul acestei zone. Buceci este vecin cu Botoșani? Da. Este o vecină. Făcând parte din zona metropolitană, Bucecea poate fi considerată vecină cu alte Botoșani. Vecinătatea este un concept sociologic. Îl găsiți detaliat în manualul din clasa 11-a. În timp ce sensul folosit de aici, e sensul juridic și comportă granițe comune. La asta se referă. Vecinătate în sensul sociologic înseamnă altceva. După atâtea explicații sociologice, geografice și nu numai, proiectul de hotărâre privind scoaterea la licitație a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân a fost aprobat, dar amendamentul referitor la primirea maidanezilor din localitățile din zona metropolitană în padoc a fost respins.